Bine ați revenit pe Haira Film! Astăzi voi explica filmul thriller criminal numit Burl in the Basement. Povestea începe cu protagonista noastră, Sara, și tatăl ei, Don, grăbind-o pe Mary la spital pentru că are probleme cu respirația. Sara începe să intre în panică când Mary încetează să mai respire. Ea îl îndeamnă pe Don să conducă mai repede. Când ajung la spital, Don o îndâmă pe Sara să tacă. În spital, paramedicii se grăbesc să o ajute pe Mary, îi dau oxigen și încearcă să-i salveze viața, dar tot ce obțin este o linie plată a inimii pe monitor. Povestea se întoarce cu 20 de ani mai devreme, la o scenă aparent idilică de cină de familie. Sara și sora ei, Amy, iau cină cu părinții lor, Don și Irene. Starea de spirit de pe masă se schimbă când tatălui Sara arată latura lui opresivă, nepermițându-i să meargă la o petrecere și arătându-și domnia asupra familiei. În acea noapte, Sara iese pe furiș cu iubitul ei, Chris. Mai târziu, părinții ei descoperă camera ei goală, iar tatăl ei se referă la ea ca fiind o problemă. La petrecere, Sara se distrează dansând cu Chris, care mai târziu îi cântă o melodie pe care a scris-o special pentru ea. Ei își exprimă dragostea unul față de celălalt și se sărută. Sara vine acasă. Dimineață, Don a așteptat-o toată noaptea. Se ceartă și Sara spune că în momentul în care va împlini 18 ani, va părăsi definitiv familia. Sara vorbește cu mama și sora ei despre faptul că ea intenționează să călătorească în toată țara în timp ce lucrează pentru a se întreține. Tatăl ei aude conversația și se duce la subsol, unde dezvăluie existența unei camere secrete în spate. Un raft de cărți. 3 luni mai târziu, Sara este la absolvire. Într-o conversație pe care Sara o are cu mama ei, se dezvăluie că tatăl ei a petrecut mai mult timp în subsol, peștera bărbatului. Când Irene iese din casă, Don și sora ei sunt la subsol. Don o păcălește pe Sara în subsol, în timp ce ea îl ajută să ducă o cutie acolo. O duce în camera secretă, spunându-i că este un adăpost antibombă făcut de fostul proprietar. O încuie în cameră și ea țipă în panică cerând ajutor. Din păcate, nimeni nu o poate auzi, deoarece adăpostul este izolat fonic. Mama ei, îngrijorată de unde se află, sună la poliție. În a patra zi, tatăl ei o vizitează și explică cu răceală logistica captivității ei. De acum înainte va trebui să câștige tot ce primește, chiar și aerul curat și ventilat. Înainte să plece, Don profită de Sara. Un polițist vizitează familia, spunând că probabil a plecat pentru călătoria ei planificată prin țară. Mama ei nu crede că Sara ar pleca vreodată de acasă fără să spună la revedere, mai ales înainte de a împlini 18 ani. Singură și înfricoșată, Sara își amintește despre nopțile petrecute cu Chris pe măsură ce zilele trec. Chris vine în casă, Don îl minte și îi spune că după absolvire, Sara a fugit cu vecinul ei din copilărie, Steve. În cea de-a 21-a zi de captivitate în subsol, ea își aniversează 18 ani. Don îi spune că ea a făcut ziua de naștere și tatăl ei aduce un tort și o cămașă de noapte roșie cadou. Ea cere un ceas și el îi spune că trebuie să facă ceva pentru el, ca el să facă ceva pentru ea. Când ea nu-l ascultă, el o bate. La aproape un an de la captivitatea ei se dezvăluie că este însărcinată, singură, dă naștere unei fete pe nume Marie. 4 ani mai târziu, Sara este din nou însărcinată. Don trăiește un secret dublu live, unul cu soția sa, Irene, și fiica Amy, iar altul în subsol cu Sara și fiica ei, Mary. Încă îngrijorată de locul unde se află Sara, Irene vrea să angajeze un detectiv privat, dar Don spune ferm că nu. Ca un dar pentru a fi bun, Don aduce un televizor la subsol pentru Sara și Mary. Mai târziu, Sara are un al doilea copil, un băiețel, Michel. Într-o noapte, Sara transformă povestea ei terifiantă de viață într-o poveste plină pe care le spune copiilor ei. Chris vizitează din nou casa și întreabă de Sara. Sora ei, Amy, spune adevărul. Dându-și seama că Don stă în subsol, ei vorbesc despre cât de oribil a fost întotdeauna cu Sara. Amy se teme că Don ar fi putut-o ucide, invocând personalitatea lui și temperamentul prost în trecut. Pentru a face timpul să treacă, Sara creează aventuri imaginare pentru copiii ei, pentru a-i ajuta să uite lumea exterioară. Între timp, Don este confruntat cu minciunile sale de către Amy și Irene. Urmează o luptă îngrozitoare. Furioasă, Irene strigă că va face tot ce-i stă în putere pentru a-și găsi fica. În timpul luptei lor, Don își aruncă cheile pe fotoliu. Amy ia cheile și merge la subsol să-l caute pe Chris. Don este într-o dispoziție proastă și este frică de indicii. Don o găsește, își primește cheile și se luptă cu Amy. Ea este supărată, îi este frică și îl învinovățește pentru că a provocat dispariția lui Sara. Pe măsură ce timpul trece, Sara are un alt băiețel pe care ea îl numește Thomas. Fiind drăguță și calmă, Sara îl convinge pe Don să ia al treilea copil la etaj. Ea îl convinge explicându-i că nu mai există un alt loc pentru un copil la subsol și că nu are timp să aibă grijă de asta. Bebelușul este lăsat pe veranda casei pentru a fi găsit de Irene. Într-o notă sinceră din coșul pentru bebeluș, scrisă aparent de Sara, ea scrie că acesta este copilul ei și vrea ca ea să fie crescut de Irene. În scrisoare explică că ea și iubitul ei nu au mijloacele pentru a avea grijă de copil. În coș există și un alt bilet de la Sara care cere ajutor. Din păcate, Don este cel care o descoperă și o agresează din nou. Anii trec. În captivitate, copiii dezvoltă o imaginație extraordinară, extinzând povestea mamei de la culcare. Până acum, Sara a fost la subsol de 14 ani. Mary a devenit o fată frumoasă, care într-o noapte încearcă să se macheze. Când Don se arată interesat de frumusețea ei, Sara îl roagă pe Don să-și lase fica în pace. Ea nu vrea să fie
agresată. În timp, Don oprește puterea care controlează aerul curat. În timp ce gâfâind după aer, Mary își exprimă îngrijorarea că nu se va întâlni niciodată cu nimeni și că nu are prieteni. Pe parcursul conversației ne dăm seama că Mary habar nu are că Don este atât bunicul ei cât și tată. Acum Thomas a crescut și o găsește pe bunica sa plângând în dormitorul mamei sale. Irene este dor de fiica ei și vorbește cu Thomas despre cât de magnifică este Sara. În același timp, în subsol, picăturile de ploaie încep să cadă din tavan. Sara se urcă pentru a descoperi un acoperiș umed. Folosind o lingură, ea își scapă drum la suprafață, unde ea fulgeră un semnal. Un vecin îl observă și îi spune lui Don despre asta în loc să verifice. Don o bate pe Sara, care este din nou sărcinată. Bătaia o face să-și piardă copilul în timp ce plânge de durere. Sara a născut un copil mort și Don îngroapă copilul în curte. Don merge la subsol și se plânge. De asemenea, laudă pe Thomas, care acum este un sportiv puternic. Când Mary și Michelle întreabă când vor fi lăsați să intre în lumea exterioară, Don dă vina pe Sara și comportamentul ei răutăcios. Ea este motivul pentru care ei sunt acolo jos, prinși, presați de întrebările nesfârșite ale copiilor ei despre viața lor. Într-un acces de furie, Sara strigă și le dărâmă toată mobila. Epuizată, cade la pământ, amintindu-și cele mai fericite momente cu Chris. Copiii ei au pus o pătură pe ea și își fac curat în casă. Ei își cer scuze față de ea. Emoționată, Sara le spune că sunt suficient de mari pentru a auzi povestea adevărată din spatele vieților în captivitate. Până acum știau că Don locuiește la etaj cu ei. Sara și Don locuiesc acum cu mătușa lor, Irene, pentru a-l ajuta să aibă grijă de Thomas. Sătulă de toate minciunile, ea le spune totul, începând de la faptul că viața este inspirația preferatelor lor povești de noapte bună. Ea explică cu blândețe că Don este tatăl ei, la fel ca și tatăl lor. În momentul în care Mary află adevărul dureros, are un atac sever de ast. Copiii simt acum că există ceva în neregulă cu ei. Sara îi liniștește, spunându-le că iubește și că Don este singurul care trebuie învinuit. Un an mai târziu are loc un alt incident între Don și Michelle, după ce Don o insultă pe Sara și înfățișarea ei. Mâncarea pentru subsol este rațională, deoarece Don are probleme la serviciu, curând își pierde locul de muncă. Confruntat cu o executare silită, Don încearcă să sufoce familia din subsol. El conectează evacuarea mașinii cu fum cu orificiul de aerisire. El este întrerupt de Thomas în garaj, care, fără să știe, le salvează viețile. În timp ce Don și familia lui fac un grătar distractiv în curte, Mary este bolnavă și se străduiește să respire. Don refuză să o ducă pe Mary la spital. Sara imploră ajutorul lui. Ea promite că nu va spune un cuvânt despre nimic. Don este de acord. Michelle este lăsată în urmă. Au trecut 20 de ani de captivitate și suntem acum la începutul filmului, când Mary este dusă de urgență la spital. Sara este extrem de îngrijorată de viața lui Mary și se simte cu adevărat ușurată când medicii îi salvează viața. Când asistenta cere mai multe istorice medicale, îi se spune că Mary este educată acasă și a fost tratată doar cu remedii naturiste. Sara scanează încet spitalul căutând o ieșire, dar pare obosită și pierdută. În încercarea de a scăpa, Sara varsă apă pe formularele medicale și se desparte de Don. Cu câteva secunde înainte ca Don să bea o băutură, Don primește o injecție intravenoasă pentru a trata starea lui Mary. Sara ajunge la asistentă mărturisindu-i că are nevoie de ajutor. Un ofițer de poliție merge să vorbească cu Don. Poliția îl arestează. Sara îi anunță asta Mariei. Iar acum sunt singure. Casa este plină de polițiști care le eliberează și pe Michelle. Irene și Thomas sunt devastați când îl văd pe Michelle gâfâind pentru aer în timp ce îl scot din subsol. Don vede totul din spatele vehiculului de poliție. Mai târziu, în timpul unei frumoase zile de vară, Mary, Thomas și Michelle se joacă în mediul rural, în timp ce Sara, Irene și Amy le veghează din veranda casei. Mary observă pe cineva care vine de pe alee. Este Chris, ajunge cu motocicleta lui. Împreună cu Sara, merg pe jos. Lui Chris îi pare rău că nu s-a străduit mai mult să o găsească și că a crezut povestea tatălui ei. El îi face un cadou, o cască de motocicletă roz pe care i-a cumpărat-o la vârsta de 18 ani, când plănuiau să plece într-o călătorie. În sfârșit, fericiți, împreună pleacă în plimbare cu motocicleta mult așteptată. Asigurați-vă că v-a abonat și activați notificările pentru a putea viziona mai multe videoclipuri ca acesta. Mulțumesc pentru vizionare!